Quizás, quizás, quizás. Bine v-am găsit, stimați telespectatori, într-o nouă stagiune a Profesioniștilor. L-am invitat în studio pe Cristian Tudor Popescu. Dragă Cristian, astăzi, știind că o să te întâlnesc, mi-am extras niște citate. Iată ce spune un pustnic faimos: să nu ții minte răul, să arăți tuturor o față senină și bună. E frumos, nu? Nu. Tu ții minte răul? Da. Cum să nu ții minte răul? Păi ce sens ar avea binele, nu? De ce nu ești de acord cu pustnicul să arăți o față senină și bună? Nu trebuie să arăt o față senină și bună dacă în spatele ei nu se află seninul și bunul. Pentru că ar însemna să mint. La începutul secolului trecut, tovarășul Lenin a scris lucrarea Ce-i de făcut? Da. Și tema pe care aș fi vrut să-ți o propun ar fi fost Ce ne facem? Și altfel spus, ce să facem să nu nebunim? Și mă gândeam că ești un om în măsură să răspunzi la asta, pentru că, iată, ai reușit să nu nebunești, deși ai fi avut atâtea motive. Și de ce n-am înnebunit? De ce? Nu am înnebunit pentru că pattern-ul meu, tiparul meu de ființă, așa cum l-am descoperit eu prin lecturi, este foarte apropiat de omul manierist pe care îl putem lua din scrierile lui Gustav René Hocke sau de la, și mai bine, de la Ernst Robert Curtius. Omul manierist este hiperraționalist. Crede în rațiune, în logică, este îndrăgostit de enigmistică, de probleme de matematică, de jocuri, de cuvinte, de combinatorică. Iubește mai mult arta decât viața, iubește mai mult artificialul decât naturalul și e foarte preocupat de maniera lui de a trăi și de maniera lui de a muri. Eu am, de pildă, o caracteristică simptomatică, din punctul ăsta de vedere, mi-e foarte teamă, mi-e groază de ridicol. Ce înseamnă un manierist? Înseamnă un ins care în clipa morții își aranjează pelerina, faldurile pelerinei, ca să stea într-un anume fel. Să cadă bine în tablou înainte de a-și da duhul. Eu n-am pelerină, dar mi se întâmplă, pentru că locuiesc singur marea majoritate a timpului, mi se întâmplă când mi-e foarte rău în câte o noapte, primul meu gând este, dacă sunt în tricou și chiloți, este să mă duc să-mi pun o pijama, pentru că mă gândesc la poză, când vor veni, mă rog, după miros, după 2-3 zile, când vin procuratura cu miliția și cu colegii mei gazetari, dar mă gândesc cum va arăta hoții. Poza. Poate înainte o să intre hoții. Nu... E, dacă n-au intrat până acum, nu cred că vor intra în perioada aceea. Văd că ești în faza de umor negru, e grozav. Deci primul meu gând pe care mi l-am analizat după aceea, dom'le, de ce m-am gândit eu să-mi pun pijama? M-am gândit pentru că apare această grijă combinată cu frica dementă de ridicol. Știi ce îmi lipsește din tablou manierist? Nu sunt homosexual. Și nu am devianțe sexuale majore, așa cum cei mai mulți dintre mari manieriști ai timpului au avut, și nu sunt mason, nu am vocația al lojilor, a societăților secrete, a confreriilor, nu. Pentru ambele domenii pe care le-ai pomenit, bănuiesc că nu există limită de vârstă, așa că nu se știe niciodată. Glumesc, Cristian! Dacă până la vârsta asta... Nu? Ești de acord să facem un dublu mix cu chestionarul lui Proust? Crezi că te-ar amuza? Vreau să te amuzi. O, dar știi ce greu mă pot amuza? E un lucru teribil. Eu râd greu, râd foarte greu. Dar râzi uneori, nu? Foarte rar. Dar de tine râzi vreodată? Sunt fericit când pot să râd. De tine râzi vreodată? Da, mi-am reușit să-mi furnizez niște în anumite momente. Iată, am reușit să-mi furnizez niște motive de râs. Să nu zic homeric, dar... Iată. Deci, ca să nu te simți interogat la modul stupid, îți propun un dublu mix. Stai liniștită, că mie nu-mi e teamă de interogatorii. Eu am stat față în față cu diverse persoane, unele dintre ele și cu grade pe umăr. A, da? Da. Și cu lampa în ochi? Nu chiar cu lampa în ochi, nu era nevoie de lampa. Lampa în ochi e din anii 50-60, în anii 80 nu se mai folosea la securitate lampa în ochi, te informez. Și te-au chemat în anii 80? Am avut niște discuții, niște conversații. Problema după 89 n-ai mai avut. Cu cine? Din cei care te chemau înainte de 89 ca să te interogheze. Păi nu m-a mai interogat nimeni după 89. Aveau treabă multă după 89 oamenii.
nu? Să se privatizeze, să facă bani, din să fie cei mai mobili dintre toți întreprinzătorii. Dar stai să nu se înțeleagă de aici cum că m-ar fi torturat. Nu te confundă nimeni. Nu, dumne, au fost niște conversații. Exact, și nimeni nu te confundă acum cu un dizident sau cu un fost deținut politic, vorbă, pentru că ferește, în anii în care te-au chemat pe tine, nu m-a bătut nimeni, nu, doamne. Era dictatura liber consimțită, erau vremurile pe care 60% dintre români se vede din chestionare, dacă or fi adevărate, le regretă. Dar asta e altă poveste. Să ajungem la chestionarul lui Proust, pe care niciodată nu l-ai completat. Dublu mixt, răspund eu prima. Principala ta trăsătură de caracter. La mine probabil o anumită tenacitate, dar mă rog, poate mă înșel. Principala mea trăsătură de caracter este rușinea. Motorul etic al ființei mele este rușinea. Dacă s-a întâmplat să par curajos într-un anume moment al vieții mele, asta a fost pentru că mi era rușine să fiu fricos. Dacă s-a întâmplat să fiu cinstit într-un anume moment al vieții mele, am făcut-o pentru că mi-era rușine să nu fiu cinstit. 2. Calitatea pe care o prefer la un bărbat, forța. Sinceritatea. Calitatea pe care o prefer la o femeie, devoțiune, aș zice eu. Calitatea pe care o prefer la o femeie este să nu-mi dorească binele cu orice preț. 4. Ce prețuiești cel mai mult la prietenii tăi? Bunătatea. Da, la fel. Dacă îmi puneai această întrebare acum 25 de ani, nu ți-aș fi dat răspunsul ăsta. Aș fi spus inteligență. Acum însă răspunsul este bunătatea. Bunătatea. Bunătatea de a ce? Bunătatea de a-i crede omului în sensul lui Brăileanu. Suchianu povestește la un moment dat un episod al lui Brăileanu, redacția Vieții Românești. Vine un redactor să ceară concediu pentru că i-a murit tatăl. Și secretarul general de redacție îi spune lui Brăileanu: maestre, dar nu putem, că ăsta a mai venit și acum un an de zile și tot așa s-a cerut cu concediu că îi moare tatăl, e bolnav și moare. De un an de zile o fi murit, zice, acum din nou îi moare tatăl. Ce a răspuns Brăileanu? I-a spus: bă, băiatule, tu știi ce înseamnă să-ți moară tatăl odată? Ia gândește-te ce înseamnă să trăiești de două ori moartea tatălui tău. Asta înseamnă să-i crezi omului. Să ne întoarcem la chestionarul lui Proust. Fericirea pe care ți-o visezi, să dobândesc harul răbdării și harul tăcerii. Da, e bun. Nu știu să spun care e visul meu de fericire. Nu știu ce e fericire. Mi-e foarte greu să lucrez cu termenul ăsta. Dar îmi amintesc un moment pe creanga unui dud, aflată la vreo 5 metri înălțime. Cred că aveam 5-6 ani. Locuiam într-o casă curte pe strada Precupeții Vechi. Cu amândoi părinții sau cu unul? Doar cu mama mea. Și tatăl tău la ce vârstă a plecat de acasă? Când eu aveam mai puțin de un an. Și după aceea l-ai văzut mereu? Până la vârsta de 10 ani, destul de rar. După aceea ne-am văzut mai des. Și la 10 ani, când ai aflat, când ai fost pe recepția unui tată, ca să zic așa? Ce s-a întâmplat? Asta e întrebarea. Ai avut un șoc, o bucurie? Nu mai aduc aminte. Nu. Deci, în curte, în dud. Spuneam că era un dud în curte, la poarta acolo, înalt, bătrân. Și într-o zi, nu pot să spun de ce, nu cunosc ce a fost în capul meu, nu mi-aduc aminte, m-am urcat pe o creangă foarte sus în dudul ăla acolo, m-am așezat ca un urs coala, ursuleț coala, așa, pe creangă acolo și am rămas acolo, fără să mai scot un cuvânt. Și firește că a trecut ziua, a venit seara, bunica mea săraca a început să țipe după mine: Cristinel, nimic, eu nu scoteam un cuvânt. A venit maică mea de la servici și ea, săraca, a luat-o pe stradă, tot pe cartier, să întrebe Cristi. Mama îmi spunea Cristi, bunica mea spunea Cristina. Bunica era intelectuală? Nu știa să scrie, nici să citească. Aduna și a câștigat existența adunând buruieni de pe calea ferată, ca să elibereze calea ferată de buruieni la CFR. Deci, maica mea alerga pe străzi, vecinii convocați să strânsese lume acolo, chemată miliția, spre seară, strigă-te, iar eu stăteam genua deasupra tuturor, fericit, pe creangă, acolo, și mă uitam la spectacolul ăsta de jos. Și acum îmi dau seama, atunci n-am înțeles, atunci mă simțeam bine, pur și simplu, nu știam de ce. Da? Sadismul de a-ți vedea o bunică și nu o mamă era suferind, sadism. Dar ce era? Nu era, nu vreau să fac rău, era un sentiment atât de bun. Era sentimentul de a vedea o lume din care eu
sunt eliminat. Eu nu mai existam în lumea aia și eram evocat, se striga după mine, aproape ca, la un moment dat, ca bocetele de la mormântare. Eu eram mort, de fapt, acolo. Și aveam privilegiul extraordinar să văd lumea după ce eu nu mai eram în ea. Asta mi se părea o chestie extraordinară și care mă obsedează și acum. Nu mă interesează moartea, dar mi s-ar părea nemaipomenit să mă pot uita la o lume din care eu sunt scos. Asta e tot o obsesie de manierist. Tot manierist. Trebuie să-ți faci, te rog să-ți pregătești și clipul post-mortem. Să fie un clip Cristian Tudor Popescu, marele gazetar, bla 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 bla. Să ți-l faci singur, necrologul, să-ți scrii singur. Tot manieristă și chestia tot. Asta. Tot. Trebuie și anunțul de la Mica Publicitate ar trebui să-mi scrie. Da. Cristi făcea asta. Care Cristi? Cristi Popescu. Da? Poetul, colegul da, tău de la... Îi scria anunțul mortuar de la Mica Publicitate. Și acela a apărut? A apărut în cartea lui, în Arta Popescu. Ah. Nu l-a dat totuși la ziar. Profesiunea reporter, Antonioni. Da, da, deci ți-ar plăcea să-ți schimbi identitatea și să vezi ce o să se întâmple după ce Cristian Tudor Popescu dispare. Asta e o chestie fascinantă. Și o am avut, am beneficiat de ea în dudul ăla, care nu mai există acum. Am avut pentru câteva minute și n-am putut fi dat jos de acolo. Târziu cineva a ridicat în sfârșit capul și a dat peste mine, nu mai știu cine. N-ai coborât nu. Tu, ai fost descoperit. Nu, altfel, n-am spus poate un și acum cuvânt. Ai fi în dud. Într-o proză fantastică, ai îmbătrâni și ai muri în dud. Asta a făcut-o Italo Calvino, Baronul din Copaci se numește, e o proză minunată. Ce mi-ai povestit, îmi aduce aminte de un desen al lui Călinescu, știi că făcea și desene. Deci George Călinescu, viziunea turnului de Fildeș la el, o colivie pentru un om, într-un copac. Mm-hmm. Ăsta era turnul tău da, de Fildeș. Dar nu era colivie, nici turn de Fildeș. Era senzația libertății maxime. Mă simțeam deasupra tuturor eliberat de orice fel de constrângeri. Dom'le, mă simțeam Dumnezeu. Că vedeai lumea de sus. Vedeam lumea de sus, cum se mișcă sub mine și cum mă... caută. Uite, domne, acum îmi dau seama, extra, acum îmi dau seama. Toată lumea aia mă căuta pe mine așa cum oamenii îl caută pe Dumnezeu. De-aia mă simțeam atât de bine. Pentru că oamenii aia mă căutau toți pe mine și nu mă vedeau, deși eu eram deasupra lor. Și ce simplu ai fost găsit. Să ridici ochii și să privești în sus. Și cum am fost dat jos, ca și să închidem povestea. Și întrebarea mea ar fi, de ce tu refuzi să ridici ochii și să privești în sus? Eu nu refuz. Marea majoritate a oamenilor din jurul nostru în acest moment refuză să se uite în sus. Vreodată. Să se uite la cer, de pildă. Doar ca să vadă cum e vremea. Altfel nu ridică privirea niciodată, că ar fi un gest inutil. Ce poți să găsești pe cer? Poate doar o reclamă trasă de un avion. Cum se termină povestea ta cu copacul? Am fost dat jos cu ajutorul cartofilor prăjiți. Asta a fost... inspirația de geniu a bunicii mele, bine, toată lumea striga la mine, dă-te mă jos, mă rog, amenințări, putare, că să cheme pompierii, că să știu ce. Ei, și bunica mea i-a trimis pe toți de acolo, a făcut gol în curte, ia, plecați de aici. Pe maica mea a trimis-o în casă, nu știu, s-a făcut liniște. Cum o chema pe bunica? Ioana. Deci, bunica mea, analfabetă, a golit locul ca într-o piesă de avea teatru. Avea calități de psihanalistă. Sau de regizor de teatru, sau de autor dramatic. Brusc ea a simțit că trebuie să golească locul ăla de lume, scena. Să se golească scena, să se lase liniște vreme de 5 minute.